până ne pregătim, observ socialiștii în ultima vreme scumișori, vin cu și atribui proiectele domnului Dorin Chertoacă. Foarte interesantă poziție. Dintr-o parte în alta. Dar discuția noastră nu este despre asta. Câteva lucruri. Conform codului electoral, în urma demisiei domnului Chertoacă, autoritatea locală, primăria municipiului Chișinău, trebuie să informeze oficial Comisia Electorală Centrală despre acest lucru pentru a numi data alegerilor în cadrul municipiului Chișinău. Solicit primăriei să facă cât mai urgent acest lucru, în așa fel încât să nu avem tărăgânări de procedură, cum unele voci spun despre acest lucru. Cred că nu ar fi cinstit în fața cetățenilor acest moment. 2. Doamna Radu a condus și astăzi ședința, ori mandatul domnului primar Dorin Chertoacă încetase odată cu demisia lui. Dânsa, la ora actuală, se află ilegal în această funcție. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, conform dispoziției numărul 607 din 6 noiembrie 2017, am să citesc primul punct, cu privire la desemnarea doamnei Silvia Radu pentru exercitarea funcției de primar general interimar al municipiului Chișinău, punctul 1 spune în felul următor. Se împuternicește doamna Silvia Radu, viceprimară a municipiului Chișinău, să exercite funcția de primar general interimar al municipiului Chișinău până la emiterea de către instanța de judecată a hotărârii definitive privind anularea suspendării din funcție de primar general al municipiului Chișinău a domnului Dorin Chertoacă sau până la expirarea mandatului de primar general în condițiile legii. Ori, în condițiile legii, mandatul a expirat odată cu demisia domnului Dorin Chertoacă. Deci, la ora actuală, municipalitatea nu are interimar. Această dispoziție nu își mai produce efectele și, prin urmare, tot ce face aceasta, și până acum era ilegal, acum de două ori este ilegal, să bage seamă pentru lucrurile pe care le face, pentru că mai devreme sau mai târziu vor purta răspundere. Este vorba despre uzurparea puterii, totuși, în municipiul Chișinău și în primăria municipiului Chișinău. Atrag atenția structurilor primăriei despre acest lucru, primăriei și doamnei în cauză, să se autosesizeze pe acest subiect. Dacă nu vor, atunci Partidul Liberal va lua act și va lupta în continuare pentru înlăturarea acestor ilegalități. În rest, transmiteți-i doamnei Radu că are un cadou acolo jos la poliție. Ar fi bine să-l citească. Mulțumesc!